gândul vostru e la Europa? Având în vedere parcursul bun în turul campionatului, e normal să ne gândim la Europa. Și pentru că ați văzut și dumneavoastră, sunt probleme cu echipele din față, cu CFR Cluj, cu alte echipe și sperăm să facem un retur de campionat la fel de bun ca și turul. De aflat că sunt mulți care nu vor să vă lase în Europa. Da, am citit și-o prin presă, însă pe noi nu ne interesează jucătorii, sperăm să noi ne gândim numai la fotbal și trebuie să ne facem treaba pe teren. Aveți forță să ajungeți în Europa? În comparație cu celelalte echipe, ca valoarea lotului. Eu cred că avem forța, după cum s-a desfășurat turul campionatului, cred că avem forță. Și ne dorim și noi acest lucru. Vă gândiți deja la meciurile cu Bandurii? Cu Steaua mai ales că vine repede și vreți o revanșă. E normal să ne gândim și la meciul cu Bandurii, având acesta este ultimul meci mâine în pregătire și deja începem, intrăm în linie dreaptă pentru începerea campionatului. A intrat în galeria marilor fotbaliști cu mască. Da, din păcate pentru mine, să zic așa, am avut o mică accidentare. Acum voi fi nevoie să port această mască o lună sau două. Știu și eu, mai știu jucători care au fost acum cel mai recent, Rusescu. Mirela 2, dacă nu mă înșel, mai este, însă trebuie să mă obișnuiesc cu ea și să joc. Tu ai fost de la început la echipă, te gândeai la acest parcurs bun atât de rapid? Fă o comparație între echipa de la început și când s-a format și cea de acum. Da, bine, atunci când s-a reunit echipa la Mogoșoaia, dacă nu mă înșel, erau alți jucători. Din câte mi-am amintesc, am rămas mai rămas decât eu și Brac. Însă s-au schimbat. Sunt veteran, da. Am schimbat toți jucătorii și antrenori. Și președinți, da. Acum au venit, vă dați seama, jucători cu experiență, care au jucat în alte campionate, în Liga 1 și normal, este un lucru mai puternic față de cea de atunci. Ți-ai pus masca, ai schimbat și postul pe teren. Da, e un post nou pentru mine, însă trebuie să mă obișnuiesc cu el, că având în vedere că eu am jucat de când m-am apucat, nu mai am jucat și trebuie să mă achit de sarcinile pe care cere acest post. Mulțumit până acum, în cele două meciuri? Da, eu cred că m-am achitat bine de sarcinile acestui post și sper să fac în continuare. Mulți dintre jucătorii care au primit poreclă la tine. Mai ai și la noi veniți? Deocamdată nu mai am nicio poreclă, o să mă gândesc mai bine și o să vă spun când. Cum va fi totuși în campionat? Pentru că este situația asta cu multe echipe care sunt în insolvență. Crezi că se va juca totul pe teren? Eu cred că se va juca pe teren acum și sper că se va juca pe teren. Pentru că noi trebuie să ne facem treaba, nu știu dacă vor interveni și alții în această luptă și sper să nu intervină, însă sunt sigur că vom avea un parcurs la fel de bun ca și în turul campionatului. Tu le-ai găsit poreclă la alții, dar și alții ție, Jordi Alba. Jordi Alba, da, da. Cred că cu acest post nou de fundaș și de fundaș stânga. De asta mi-am găsit. Ai vrea să fii Jordi Alba sau Zoro? Jordi Alba, vă dați seama, mi-aș dori. Zoro, joacă în filme. Păi, cu Jordi Alba joacă în altfel. Da. Așa este. Multă baftă. Mulțumesc. Mulțumesc.